Mulțumesc pentru întrebare! De a ascultat când mâinile sunt ocupate și mintea liberă. Oxana Casandruța, Creatoarea brandului Casandruța, un atelier de rochi, poșete și bijuterii inspirate din eleganța și rafinamentul francez al anilor 20. În 2016, a renunțat la cariera de stomatologă și s-a dedicat în totalitate atelierului său de creație Casandruța din Chișinău. De ce nu îi este frică să îmbătrânească singură? Cum a reușit să-și transforme pasiunea într-o afacere profitabilă? Dar și care sunt târgurile de vechituri la care poți găsi ce? de mai bune chilipiruri? Aflăm astăzi la Mulțumesc pentru întrebare. Oxana Casandruța. Astăzi la Mulțumesc pentru întrebare. Noroc. Salut. Bine ai venit Oxana. Mă bucur că avem ocazia să să imortalizăm ceea ce noi facem destul de des, mm. adică stăm la povești și discutăm, doar că astăzi sper să ne adresăm la un public mult mai mare. Care, dacă încă n-au auzit de Casandruța să afle, iar dacă auzi auzit de Casandruța să afle lucruri pe care nu le cunoșteau. Îți mulțumesc pentru invitație. Voi începe această discuție, în primul și în primul rând, cu ceea ce te-a format pe tine, de unde ai pornit, pentru că frumosul pe care tu-l aduci în fiecare zi, în această lume în care trăim, în care foarte multe evenimente ne predispun să fim stresați, să fim grăbiți. Să acordăm mai multă atenție la ceea ce vedem, mai multă, nu, mai puțină atenție la ceea ce vedem în oglindă. Tu, prin al tău slow fashion, ne amintești de frumusețe, de liniște, de calmitate și pentru că eu știu că tu vii dintr-o familie foarte bogată, mă refer în primul rând la cât de mare este, da. aș vrea să pornesc de acolo. Zine un pic despre Hai să zicem copilăria ta. Da. Noi suntem cinci surori. Am copilărit la țară și copilăria mea, acum fiind matură, îmi dau seama că a fost una frumoasă necătând la grijile și greutățile pe care le-au avut părinții în acea perioadă. Pe mine m-a format copilăria și visele pe care le-am avut atunci. Și m-a format și visele mamei mele, de ce nu și al tatălui meu. Și am ajuns la Chișinău, tot răvnind să ajung undeva mai sus. Păi, uite că de acolo a pornit, cred că visul ăsta al meu mare, care acum s-a realizat. Pentru că de multe ori am spus asta că eram cinci fete și părinții nu Permiteau să ne cumpere la toate haine noi, noi purtam una de la alta, eu purtam rochile surorilor mele și tot timpul eram supărată, dar acum zic mulțumesc pentru că fac asta. Acum aduc frumusețe. Acum ai zis tu și îți mulțumesc că așa o percepi. De fiecare dată mă supăram când aveam rochii prin moștenire de la surori și tot îmi ziceam că voi crește mare și îmi voi face rochii multe, noi, toate ale mele. M-a format și relația cu mătușile mele, două surori ale mamei, la care mergeam în vizită când aveam vacanță. Și de acolo am prins gustul estetismului, chiar dacă și ele erau femei de la țară. Dar ele m-au învățat că trebuie să porți rochie cu pantof, cu ciorap, cum să, le porți, cum să le păstrezi în garderobă și țin minte, mi-a imprimat foarte bine în minte acele imagini ale rochiilor, surorilor mamei. Doar câteva în garderobă, dar aranjate frumos, fiecare cu o broșă sau cu eșarfă. Și eu zic că visele noastre se nasc în copilărie. Deci tu, are oarecum perpetuezi imaginea asta a femeii tradiționale, care e la fustă, care e la rochie, care e finuță, elegantă, feminină. Și totodată, noi trăim în niște timpuri în care destul de des ne se amintește prin diverse manifestări, proteste și marșuri și mișcări mondiale că femeile au murit pentru că noi astăzi să purtăm pantaloni. Că femeile s-au bătut pentru ca să combată aceste stereotipuri. Așa că eu la capitolul ăsta sunt tare curioasă să aflu opinia ta față de mișcarea asta mondială de recapătarea drepturilor pentru femei și pentru ce luptăm noi toate. Bineînțeles că trebuie să fie asta și eu, la fel ca și tine, optez pentru ca femeia să fie liberă, să poarte ce vrea, să facă ce vrea dar uite că la mine așa s-a format că mi-e îmi place rochia și, și dar admir femeile care poartă pantaloni și niciodată nu am judecat sau nu m-am uitat altfel decât să privesc cu admirație când vezi că e purtat frumos. Dar tu porți pantaloni? Foarte rar. Dacă Eu nu drag... mi-am să te fi văzut vreodată în pantaloni. Se mai întâmpla când ieșeam cu copiii la plimbare, dar asta era pe o oră și venem acasă cu nerăbdare să-i nu știu de ce, nu mă simt bine. Acum că tu ți-ai făcut așa o, o, un salt în copilăria ta și pentru că voi ați trăit la țară și, cum zici tu, destul de multe lipsuri, așa cum majoritatea invitaților mei la emisiune îmi povestesc, eu aș vrea să știu viața de la țară și viața cu greutăți. Ia astăzi pentru noi reprezintă ceea ce noi încercăm să compensăm și să reparăm ca măcar copiii noștri să nu treacă prin asta. Pentru că totodată tu spui mulțumesc acelor timpuri. Da, pentru că consider că te formează totuși lipsurile. Nu zic să îi lipsim pe copiii noștri de cei ce au ei nevoie și ce putem să le dăm acum, dar neavând unele lucruri, răvnești să le ai. Și pentru mine a fost o experiență și este frumoasă, pentru că eu am luptat, am mers înainte să obțin să am ce nu mi-au dat părinții și niciodată nu i-am judecat că nu au avut să-mi dea. E, niciodată nu am, bineînțeles, când ești la vârsta adolescenței, te gândești că uite altul, avea mai mult și noi nu am avut. Dar. E, Înțelegând că eu pot să-mi fac asta, am început încet, încet să-mi clădesc propria mea viață și să-mi să -mi construiesc mie ceea ce mi-a lipsit atunci. Viața între cinci surori, în afară de faptul că te supăra, că moșteneai rochiile purtate, cum mai este asta să fii cu cinci surori într-o casă? E cel mai frumos dar, eu zic, pentru că noi avem o relație extraordinar de frumoasă cu surorile până acum. Uh, și, și eu mi-am dorit, datorită faptului că noi am fost cinci copii, cinci fete Mi-am dorit să am mulți copii uh, Pentru că noi ne-am crescut una pe alta Noi ne-am învățat una de la alta Și cel mai bun sfat și cea mai bună grijă a fost de la surori Și mi-amintesc cu emoții și cu drag toate momentele care le-am avut acasă bine și bune și rele, dar acum se transformă în amintiri prețui, foarte prețioase. Surorile tale au fost pentru tine, presupun eu, și ca educatoare în anumite momente. De exemplu, în casa voastră au fost discuții despre cum se maturizează fetele, despre faptul că există un moment dat când începe un ciclu menstrual, despre cum se îngrijește, despre sex. Uite că despre ce se întâmplă cu Petele, transformările, le-am avut cu surorile în discuții despre. Dar foarte mult asta ne-a învățat și surorile mamei. Uite, cu mama nu am avut așa legătură strânsă ca să ne spună. Noi una de la alta învățam și ne ghidam, dar și surorile mamei s-au implicat foarte mult, ele având doar băieți, neavând fete, au investit educație în noi de fiecare dată întâlnirile cu ele erau lecții, ceva nou, ceva nou și lucruri care nu puteai să le vorbești cu mama. Nu știu, nu s -a... Eu tot timpul zic că mama a fost mult prea ocupată și cu munca și cu casa și... Probabil și vedea că noi între noi ușor comunicăm și ne învățăm, dar surorile mamei, una din ele, mi-a dat multe povești. Atunci când apropiații tăi au aflat că tu ai un mare vis de a deveni un nume în modă, în creație, să creezi propria ta linie de ținute pentru femei, care au fost reacțiile la ei? Uh, surorile nu au criticat niciodată și nici mama mea, pentru că eu zic cel mai prețios sfat sau Reacția mamei a fost când mi-a zis eu ți-am dat ce-am știut cât ai fost lângă mine, acum ești matură și faci ce vrei cu viața ta. Tu ești responsabil de ce faci de acum încolo. Și toate alegerile mi le-am asumat. Și mama le-a acceptat. Surorile, bineînțeles, s-au bucurat. <laughs> Pentru că au urmat să poartă și ele rochiile mele. Dar um, am avut și neînțelegeri, și de la apropiați, pentru că nu înțelegeau cum poți să lași o profesie atât de nobilă și uh, cu un venit mult mai mare decât uh, ce fac eu acum. Și a trebuit să muncesc mult să demonstrez că și asta este o, um, ceva nobil. Toate profesiile au loc să fie și nu pot să judeci un maturator sunt oameni care le place să facă această muncă. Și, dar eu n-am, eu foarte mult mi-am ascultat interiorul meu și nu am ascultat ce zic ceilalți. Și așa a fost tot timpul? s a venit cu o cu maturitatea? Să te asculți pe tine și să nu cauți validarea ce da, cred că a fost tot timpul. Eu de fapt sunt introvertă, tu cred că ai simțit, tu vezi că eu nu prea, eu comunic cu lumea prin ceea ce fac, mai puțin vorbesc și mai puțin povestesc. Și chiar dacă mi se spune dintr-o parte că nu o să meargă, nu o să ți reușească, niciodată nu eu mă ghidez de ceea ce simt. Ai vorbit despre o profesie nobilă. Tu, de fapt, ce studii ai reușit să faci înainte ca să înțelegi că vei fi o designeră de modă? Eu, mai întâi, după școală, eu nu am plecat la studii pentru că tatăl meu își dorea să mă țină lângă el. Eu am avut cu el o relație mai deosebită decât celelalte surori și doar după decesul lui, el a decedat la 47 de ani, el a decedat în primăvară și eu în toamnă eram deja la colegiul de medicină pentru că adoram ce făcea mama mea. Mama mea este asistentă medicală și a fost moașă la noi în sat. Și din povestirile ei eram fascinată de această profesie. Să fii obstetrician, moașă, să primești naștere. Și eu spre asta tindeam la început, că voi fi asistent medical și moașă. Am făcut colegiul de medicină și după aia am ales după rațiune, nu după inimă. Și am ales stomatologie, uh, crezând că deja e prea târziu să fac atâți ani, facultatea de medicină să fiu obstetrician, trebuia să învăț 9 ani și încă 3 ani să mai faci rezidențiat. Am ales tomatologia că era mai puțin de învățat, cu toate că îmi plăcea și această profesie. Nu zic că am ales-o doar că e puțin de învățat uh, în timp. Dar totuși înțeleg că trebuie să, fiecare are doar o, o cale și o um, menire, nu știu cum să zic, um, și cred că și obstetrician bun ieșea din mine pentru că atât de tare îmi place și atât te pot să povestesc despre naștere, despre concepție. Tu doar știi și despre copiii care s-au născut în aceeași zi. Exact. Și uh, uite că am ales să fac stomatologie, mi-a plăcut foarte mult să profesez, să muncesc, doar că am avut pauza asta de 5 ani când am fost în Franța. Am revenit acasă cu dorința de a lucra în stomatologie și de a crea ceva nou. Chiar îmi doream foarte mult să pun un proiect pe picioare pentru profilaxia afecțiunilor cavității bucale care se încep din grădiniță și chiar am început să le implementez, doar că am întâlnit impedimente la nivel de administrație. Că, Ce impedimente? Spre exemplu, mi s-a spus nu înțelegi cu cât mai puțină care, cu atât mai puțin bani în buzunar. Dar îmi doream să, să ridic acest proiect și să-l pui din fașă, cum s-ar zice, din grădiniță să începi să educi copiii ca să fie... Deci era un proiect foarte bine pus la punct. Era bine desenat, schițat, cu care am încercat să merg să încerc, bineînțeles că trebuie să ai bani mulți ca să faci. Să faci o clinică pentru copii cu dizabilități, să aibă acces cu scaun cu rotile, să fie o mașină care să-i duc să-i aducă. Pentru că acești copii unde se tratează acum? Tot cu bani îi duc părinții și tratează. Și atât de ușor te-ai descurajat? Uh, nu m-am descurajat ușor. Asta a coincis exact cu apariția deja și se punea bază la ceea ce fac acum. Uh, și am înțeles că mai mult mă trage în partea asta, că aici pot să zbor singură, că nu am nevoie de aripile cuiva. Și am riscat și am mers spre această direcție te a menționat că ai avut o relație foarte specială cu tatăl tău. Noi avem comunicare foarte bună cu el, uneori non-verbal. Și el, doar prin gesturi și cuvinte puține, m-a învățat foarte mult. El m-a învățat să fiu cât mai natural, să nu pun mult machiaj pe mine. Ce-ți spunea? El sunt chiar Ce foarte curioasă. Spun. El călă, nu, muncea ca și toți pleca peste hotare la muncă și când venea, dacă zbura cu avionul, îmi făcea cu mâinile așa peste față și îmi spunea, tu ești așa de frumos ca o stewardess. Și țin minți tot timpul cuvintele astea și tot timpul, mai tot timpul am purtat părul prins. Îmi părea că sunt cea mai frumoasă așa. Și uh, avea foarte puține povețe, dar foarte concrete, Nu știu, nici nu știu cum să ți le zic acum în cuvinte, dar erau peste cele mai simple, să nu furi, dacă te-a chemat la masă, mănâncă, să nu iei fără voi, da? dacă e de muncă, muncește, că hodina vine și ea la rândul ei, dacă e de ajutat, ajută, că o să te ajute și pe tine, o să se întoarcă la tine și asta, și nu știu, multe care știu sigur că el mi le-a le dat. Bine, noi am avut o, o, viață grea cu el pentru că ei aveau cu mama o viață mai complicată, era gelozie în familie, erau certuri, ca și la, cred că toți îți povestesc aceeași poveste. Dar și asta ne-a învățat ceva și asta m-a învățat să să presuiesc atunci când am ceva bun să prețuiesc. Cum crezi? De ce te ales pe tine tata? Ei nu știu. Pentru că eram uh, uh, și eu, exact ca și el, prin puține cuvinte îi dădeam iubirea de care el avea nevoie. Și puteam să stau lângă el tăcând, să-l susțin în grijile pe care le avea. Puteam să stau la el în brațe și el după asta devine un alt fel de om mai bun. Tu ai menționat un pic mai devreme despre menirea ta că tu probabil ai fi fost la fel de bună și în stomatologie și în obstetri obstetrică, da? Da. Dar tu ai înțeles care ți este menirea. Sunt convinsă că și tu comunici cu foarte multă lume și te uimești cum oamenii nu pot să-și cunoască menirea. Hmm. Cum? Adică să nu știi care ți este drumul în viață? Cum adică să nu știi spre ce mergi? Cum adică tu nu știi la ce ești foarte bun? Având trei copii, tu cu siguranță ai un rol important în a-i ajuta să-și definească menirea. Și dacă acum, iată, ne urmăresc niște oameni care, la fel, au un moment de răscruce, sunt rătăciți, pierduți, nu înțeleg menirea. Tu ai putea să vii cu un cu drum Cum să-ți cunoști cel mai bine menirea în viață? Eu despre meditare m-am aflat de la tine. Dar și am înțeles că eu meditez, dar nu știam că meditez. Și asta m-a ajutat și cred că pe mulți oameni i-ar ajuta să înțeleagă ce simt și ce-și doresc când stai tu singur cu tine și îți analizez toate proiectele sau ce faci gândurile și să înțelegi care lucru îți aduce cea mai mare fericire și cel mai mult bine cu mine așa a fost pentru că eu mie îmi place să petrec singură timpul cu mine și foarte mult timp aveam să-mi dedic mie, îl găseam să-mi dedic mie, să-mi ascult interiorul și să prind acel moment de plăcere eu am avut noroc să prind acest moment de la rochiile. singurătatea, de la singur cu da, tine. Da, da. Și uh, a, asta s-a întâmplat atunci când am dăruit prima rochie, pentru că eu am crescut mare, visul meu s-a realizat, eu munceam în stomatologie, îmi permiteam să-mi cos multe rochii la croitor și tot timpul eram întrebată de unde, de unde, de la cine ai cumpărat. Păi mi-am cusut, hai coasă și mie, dar eu nu cos, hai încearcă. Și când am dăruit prima rochie și am primit înapoi acele emoții am zis, Doamne, atât de bine m-am simțit și atâta lume m-a întrebat și atât, dar poate mai faci una. Și atunci, doar știi că la tine a fost lansarea primei colecții, atunci a fost o, într-o hai să încerc, cu toate că foarte multe din jurul meu fete, prieteni, spuneau că nu o să meargă, mai ales că eu am început cu catifeaua, toți ziceau că e demodat, că e o stofă de băbuții, de, bun, de cândva, nu se poartă și nu o să se reușească. Și eu n-am ascultat, știi cum a fost, ai văzut. Și atât de tare mi erau dragi că eu le-am pus preț mari ca să nu le vând. <laughs> și le-am vândut într-o săptămână. <laughs> Chiar atunci, imediat după lansarea de la Balul Brazilor, am fost invitată la Strasburg la zile modei. Și revenind acasă, am fost invitată la o televiziune unde m am întrebat în direct care ar fi prețul unei rochii și eu am spus 500 de euro, păi acasă ai mei s-au speriat au zis, cum puteai să zici păi nu o să cumpere nimeni tu ai speriat toată lumea deodată dar n-a fost așa și asta mi-a dat și mai mare curaj și am prins valul cum s-ar zice, am început să am lăsat munca în stomatologie, mi-am luat ultimul salariu am închiriat un spațiu și am început să lipesc din cei ce aveam. Pentru că tot de multe ori m-a întrebat lumea cine a fost designerul încăperii. Sau nu era niciun designer, am pus ce am avut. Știi că sunt pasionată de obiecte de, ea, de epocă, da, și astea mă inspiră foarte mult. Eu le circul, nu le țin pe toate, ca să circul și energie, cum se zice, cu energie. Și... S-a transformat ca un muzeu și deci ca o căsuță care atrage lumea să vină să viziteze să... pe lângă asta să găsească și o rochi. Deci, practic, pot spune că momentul de cotitură în menirea, găsirea menirii tale a fost ca cineva să-ți spună vindem rochia asta ta pe care o ai tu pe tine. Da, că eu am prins acea emoție care mi-a adus plăcerea la care am visat în copilărie. Uh -huh. Eu credeam că eu voi avea așa plăcere de la rochile pe care le voi purta, care mi le voi crea eu mie. Dar a fost altfel și am înțeles că, uite, vreau să fac asta pentru că mi-a ducea plăcere enormă. Nu, și nici, eu de la început m-am gândit că fac afaceri din asta. Pur și simplu o făceam din plăcere. Asta s-a transformat acum. Asta mă ține și e frumos ce se întâmplă acum. Dar nu a fost planificat. Și uneori, și ca să mă întorc la ce ai zis, ce le spune celor, să nu-ți fie frică să încerci, pentru că chiar dacă nu-ți reușești ceva din asta, înveți. Încerci una, a doua, a treia, cu siguranță te regăsești. Găsești cărușa care e ta. Dacă nu faci nimic, nu ai scuză atunci. Cum poți să găsești care e minirea ta dacă stai, ea nu se să vină din pod Menirea nu-i scrisă nicăieri. Menirea trebuie o să o cauți. Și ca să o cauți, Trebuie să, faci, să ceva. faci ceva, trebuie să încerci, să riști, să îndrăznești, exact. să pierzi, da. să ieșuiezi da. și din toate astea se formulează acea menire. Îți dai seama, eu aveam o muncă care mi-aducea bani, era bine, de la oră la oră, nu ai nicio grijă, poți să vii seara relaxată acasă și am lăsat tot și nici pe o secundă nu-mi pare rău pentru că s-a transformat și zic, nici... eu în copilărie nu mi-imaginam că o să fie așa de frumos. Da, eu visam la asta, dar nu-mi imaginam chiar așa va fi. Deci tu poți spune acum cu mâna pe inimă că tu îți trăiești visul copilăriei tale de viu? Da. Și când tu ai zis că ai pus prețul unei rochii de 500 de euro, eu știu că tu ai vândut rochii și la o licitație în diaspora în Statele Unite ale Americii și cred că au fost și alte ocazii pe care nu le cunosc. La care cel mai înalt preț a fost vândut o rochie ca Păi a fost la licitație, cred, 5600 de euro. Dar din magazin, să zic așa, cu 3000, 3800 de euro. Deci tu ai cumpărătoare, tu ai cliente care sunt gata să dea și un 3000 de euro ca să aibă o de la tine. Da. Știi ce e frumos? Că visul meu parcă e molipsitor și treci și la alte femei și am avut momente când aveam urmăritoare care tot întrebau cât costă, dar mai este rochia asta sau nu și să vin într-o bună zi și să o recunosc că e cea care nu își permitea și zicea că adună pentru o rochie și am propus să-i fac reduceri și a zis nu, pentru că nu o să fie așa de prețioasă pentru mine, eu am adunat câteva luni am pus deoparte și am venit și eu vreau să primesc plăcerea asta că mi-am permis să-mi iau o rochie scump scumpă în sensul nu de bani, și, și de energie care o transmite. Mulțumesc pentru întrebare! Tu ești una dintre moldovencile care ai avut toată libertatea să rămâi să trăiești în străinătate. Pentru că în virtutea funcției pe care o avea soțul tău de atunci, tu ai locuit mai mulți ani la Strasburg. Eu am avut ocazia să te vizitez atunci, noi abia ne cunoșteam și tu mi-ai făcut o invitație să vin la o cuconadă șuietă cu femeile din diasporă, ce nebunie am făcut noi atunci, eu, bine, eu cu greu <laughs> mi-aș imagina azi să accept așa o provocare, tu m-ai invitat să ne cunoaștem cu femeile din comunitate și ai zis hai să facem o seară gastronomică, ceva... Și zic, ok, dar eu nu sunt bucătară și tu zici, că, păi hai, uite, inventăm un meniu, vină cu o propunere și eu mi-am făcut meniu bucatelor mele preferate și ca azi mi-amintesc cum stăteam noi toate în bucătărie și găteam mâncarea ce ca mm. să hrănim toată lumea și a fost o seară fantastică, a fost o seară da. foarte frumoasă. Chiar zilele trecute mi-am amintit și povesteam despre asta, că de ce nebunie frumoasă a fost pentru noi eram puțini bucătării, era de 2 metri pe 2 metri cu o singură chiuvetă și Cum ne-am împărțit noi sarcinile între noi ca să reușim la timp să gătim nu doar rețetele, dar și cantitatea, pentru că trebuiau să fie vreo 30 de oameni și nimeni dintre noi nu avea capacități și competențe de bucătari, dar noi am făcut-o atunci și a fost o chestie faină. Deci tu atunci erai la Strasburg, soțul tău era în misiune, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, nu așa? Și, practic, tu în acea perioadă erai femeie casnică, tu îngrijai de fa familie, de copii, nu așa? Da. Între timp, eu mai făceam ceva activități, nu eram obișnuit să stau acasă așa fără treabă. Bine, femeile ca sau multă treabă, noi știm. Și asta se numește tot muncă. Dar îmi doream socializare, chiar dacă am zis că sunt introvertă. Oricum eram departe de, de casă și îmi doream să ies, să nu rămân doar acasă. Și noi acolo am inventat cu alte femei moldovence din diasporă atelier de stil, clubul în care ai fost invitat tu la acea seară. Și... Dar ce trebuie să... <laughs> Era acasă, că acasă, căutai comunicare. Da, între timp, eu m-am angajat oficial la Consiliul Europei și predam cursuri de a crea bijuterii uh -huh. pe care eu singur am fost auto învățat, m-am învățat singură cum se face stând acasă și femeile din Consiliu când au văzut, pentru că mergeam la diferite târguri acolo și vindeam aceste bijuterii și veneam acasă și făceam caritate, ții minte că am fost la sare și pe Uh, mi-au propus să predau curs de creare bijuteriilor și am avut femei tare, frumoase și cu statut înalt din Franța care veneau la cursul meu uh, și vreau să zic și acolo cred că s-a pus baza la ce fac acum pentru că am prins gustul acelor, acelor emoții și energie, de a împărți energia între femei de a face schimbul ăsta de energie bună. Și. Pra, nu pot să zic, am stat acasă, am învățat franceză, mergeam la curs, am făcut studii postuniversitare la Universitatea din Strasburg în stomatologie, crezând că îmi voi echiva la studiile acolo și voi lucra în stomatologie. Planul vostru era să rămâneți acolo? Da. Uh -huh. Dar noi am revenit, cred că tot din marea mea dorință de a reveni acasă și eu deseori spuneam că poate soțul meu să-și piardă munca din cauza mea, că eu tare îmi doresc să ajung acasă, dar la mine visele se realizează. Nu știu că a fost așa sau nu, dar noi am ajuns înapoi acasă. Um, am revenit în stomatologie pentru că trecuse deja 5 ani. Eu nu mai lucrasem în stomatologie și nu poți în această profesie mult timp să lipsești. Deja era un termen destul de mare. Eu am început să muncesc în stomatologie, cred că am lucrat vreun an jumate, se coceau până zvețiai în peruie. Da, și după aia am. Când am fost eu cu tine la Strasburg, atunci, una dintre activitățile pe care noi am avut-o a fost să mă duci la un târg de vechitori. Eu și eu astăzi am anumite lucruri pe care le-am cumpărat de acolo și țin minte cu câtă, cu câtă expertiză făceai tu diferența, uite, asta e valoros, asta nu e valoros, asta îl luăm, asta îl lăsăm. Ca într-un final să descoper că, de fapt, o bună parte din prezența ta publică este marcată de aceste lucruri de epocă, inclusiv azi mă uit la încălțămintea ta și zic, de unde băi ai acești, acești balerini frumoși? Spune, cu 200 de lei de la piața de vechituri. Uh, cum se pupă second hand-ul și cu moda? Păi asta face parte din slow fashion, ceea ce ai menționat la început, că uh, mi îmi place să circul lucrurile și să încercăm să educăm într-atât populația să nu se mai consume atât, să nu fie consumerismul și producere de atâtea obiecte și haine, la haine mai mult mai refer. De asta eu produc rochii în exemplar unic și foarte puține și învăț femeile să încerc să le învăț să poarte cât mai mult și să știi să accesorizezi această rochie în diferite cu, cu alt încălțăminte, cu marcele, cu cercei, ca să o transforme într-un alt, să o aduce în stilul urban, cu ghete, de exemplu. Și exact așa și cu obiectele. Mie mi îmi place să le... Pentru mine e asta ca și cum ai pune mâna pe istoria de atunci, pe timpul cel de atunci, ca și cum te-ai întoarce prin ele în timp. Și foarte frumos se combină acele obiecte de a, antice cu cei ce se produce acum. Pur și simplu, în capul meu, cu greu se pupă rochia de și 3000 de euro cu balerinii de 200 de lei de la piață. Deci contează prețul? Așa? Nu contează prețul, contează cum te simți tu dacă s-a sortat cu ce ai tu, nu știu, nu, niciodată nu m-am uitat după preț că asta costă puțin și, și poate că a fost purtat de cineva. Cineva mi-a întrebat, dar nu te tem de că se transmit doar obiectele vechi, țin ducurile la oamenii care au decedat. Și eu tot timpul am zis că de mine se lipesc, cred că doar obiectele care au Energie pozitivă? Da, atât am zis deja de energie. Dar cred că numai acele obiecte și le aleg. sunt De multe ori mi se întâmplă că găsesc ceva și mi se pare valoros, dar nu pot cumpăra. Nu știu de ce. Și nu, le, nu îl cumpăr. Eu știu că de obicei iubitorii de obiecte de epocă că nu-și trădează locurile așa cum cipercarii nu-și trădează locurile. Dar totuși, pentru cei care știu să pună preț pe obiecte de genul ăsta care sunt cele mai faine târguri de obiecte de epocă la care ai fost tu? În general sau în Moldova? A, nu. În primul rând vreau să știu din lume, pentru că eu știu că nu doar în Franța ai fost. Uite, am descoperit bruxelles uh, Dar cele mai faine sunt totuși acele la care te-am dus eu. Uh -huh. Prin sate mici, când se face duminica o, o dată în lună, o duminică, se face târg mare și ies toți din sat și vând ce au pe acasă și acolo găsești cele mai faine și cele mai bune la preț obiecte. Deja prin expoziții și prin casele de licitații găsești obiecte de artă deja care au valoare plus, valoare pus, pentru că începi să studiezi istoria, găsești de unde vine și cum și îi pui un preț, înțelegi ce vinzi. Dar când te duci pe stadioanele unde se organizează târgurile duminică, găsești cele mai... Și asta eu fac când plec undeva neapărat ca aut pe unde sunt târguri și încerc să-mi ajustez și plecarea după da, acel târg ca să reușesc să ajung. Așa am făcut și la Bruxelles și am adus o comoară de toată frumusețea. Am adus o cutie mare cu dantele de peste 100 de ani și le-am găsit la un preț extraordinar de mic. Le-am luat și fugeam, mă gândeam că o să mă ajung din urmă să-mi ia mai mult. Bine, asta a Și în afară de Bruxelles? Bruxelles, păi uite, și la noi acasă se găsește, pentru că acum au început să aducă din străinătate, uh -huh. a început acest val de, de a aduce anticariat. Bine, ei le zic vechituri și nu înțeleg ce vând și poți să găsești obiecte foarte valoroase. Deci dacă eu te-aș ruga Oxana, fă te rog, un tur pe acolo pe unde tu găsești cele mai prețioase lucruri. Eu unde mai povestesc, da, da te-aș lua la gara feroviară, uh -huh. La... Care se întâmplă duminicile? Toată săptămâna. Tot săptămâna, da, doar că vineri sunt și duminic sunt mai mulți comercianți. Uh -huh. Și la piața de la buicani sunt câteva bune, unde poți să găsești. Și la piața de la Ciocana toate. În bine, înțelegi, trebuie să ai timp să cauți să-ți iei timp. Asta nu e ca la supermarket. Vii Dacă că știi că vrei da. aia de acolo de pe raft, da. ai luat-o... Te, te duci după te... una și găsești alta. Te duci la vânat. Na, nu, nu poți să zici că te duci după un lucru anume. Eu cred că despre asta se spune la vânătoare de chilipiruri. Da. da? <laughs> și uh, mie îmi place duminicile. Lumea merge la biserică, dar eu la piața de purici. Tu te duci la biserica ta. <laughs> piața de purici. Oxana, uh, tu ai menționat că tu ai simțit că, uite... Eu țin minte ce am văzut în viața voastră de acolo, a arătat totul foarte bine. Într-un oraș fantastic de frumos, un oraș academic, cu o arhitectură și un estetism urban, pe care noi putem doar să-l visăm aici, cu posibilitatea de a explora în timp scurt orice țară, cu transport funcțional, nu foarte scump, poți să ajungi în orice colț al Europei. Cu o grămadă de târguri pe care tu le iubești, gastronomie, Germania subcoastă, deci poți să faci o călătorie scurtă și să vezi cu totul alte locuri frumoase, și totuși tu ai simțit chemarea să vii acasă. Ce-ți lipsea ție acolo? Mm. Nu mă vedeam casnică, și mai des îmi suna în urechi că acasă, și pereții te ajută. Eu cred că puteam să mă realizez și acolo, dar în mult mai mult timp. Și eu știam exact că vin acasă și va fi o altă treaptă în viața mea. Nu pot să zic că mi-a lipsit ceva, pentru că, cum ai menționat, tu este un oraș vis. Era și frumos și bine pentru copii, și școală bună, și trans tot pus la punct, nu știu, parcă ți pare că nu-ți lipsește nimic. Dar din interior, totuși, ceva ți chema acasă. Și prima mea chemare a fost că să revin să muncesc în stomatologie. Dar probabil asta era așa ascuns, doar ca să încep cărărușa spre casă. Și totuși eu înțeleg că acasă e greu și nu avem Ceea ce este în Europa, dar se poate și acasă. Tu ai menționat că nu vrei să fii femeie casnică, deși știi foarte bine că viața de femeie casnică înseamnă atâta muncă, atâta răbdare, sacrificiu. Acum, la distanță de ani pe care i-ai trăit, Dacă ar fi să vorbești despre alegerea femeilor de a fi casnice, de a-și servi familia, care sunt riscurile acestei alegeri? Sunt femei cărora le place să facă această muncă, dar atunci când răvnești să fii la egal cu bărbații, și că avem aceeași putere ca și ei uneori mai mare, nu poți să faci asta fiind casnică. Nu te dezvolți atât, da, tu poți să citești și să citești și să înveți și să te dezvolți, dar oricum ieșirea în afară, în afara pereților casei, îți dă mult mai multe posibilități să, să faci ceva, nu doar pentru familia ta. Și dacă acest lucru ți este solicitat de partener, cumva, stai cu minte, eu mă ocup de toate, tu nu-ți fă nicio grijă, eu o să vă asigur cu de toate. Cred că aici este o problemă între stabilitatea pe care o ai și dacă cedezi, nu știu, eu n-am cedat. Nu mi s-a cerut bine, nu mi s-a cerut, dar știi că am ales acum să fac ce vreau. Uh -huh. Și nu pot să înțeleg când se, cere de la, se, când se cere de la partener să rămâi să faci acasă, împotriva voinței tale. De ce să faci asta? Pentru că, totuși, femeia are mult mai multă putere decât bărbatul. Wow! <laughs> Iar eu cred că, de fapt, eu pun întrebări, vreau să aud pe opiniile oamenilor, dar uh, aici mi se pare important să completăm noi uh, suntem foarte tare amagiți de filme, muzică, reviste care ne vorbesc despre o viață împreună până la adânci bătrâneți, despre iubire eternă și foarte rar când cineva ne pregătește înainte de a întemeia o familie să ne spună ai grijă să-ți păstrezi autonomia, ai grijă să rămâi independentă, ai grijă să-ți faci pâinea ta pentru că nimic nu este veșnic sub soare. Și oricât de mare este iubirea aceea pe care o trăiești în momentul ăsta, nimic nu poate să-ți garanteze și poate chiar este și nefiresc ca să dureze o veșnicie. Relațiile între oameni evoluează și la un moment dat iubirea se poate transforma în foarte multă neînțelegere, în ură chiar, în atât de multe emoții negative pe care nu mai vrei să le trăiești. Ce faci în momentul ăla dacă îți sacrifici independența și autonomia? Nu ai decât să trăiești în continuare așa. Pentru că adică nu ai autonomie, să suporți, da. nu să trăiești. Da, să suporți, pentru că odată ce ai pierdut toate acestea despre ce vorbim, nu mai poți, nu ai o cale de ieșire. Și ești nevoit să suporți, cum ai zis. Da, și așa se numește, să suporți. Ai nevoie de ajutor. Psihologul tău este la un clic distanță. Respiro.media Ținutele tale pe care le creezi pentru Casandruța, ele se nasc în uh, mintea și talentul unui om care n-a făcut studii în domeniu. Da. Care nu cunoaște tehnologia croiului, care foarte multe lucruri anume, astea din spate, legate de teorie, tu nu le cunoști. Și în același timp, ți-e ție lucruri frumoase. Datorită cărui fapt asta se întâmplă? Uh, probabil, iată, că asta e menirea și eu simt, și am făcut totul intuitiv de la bun început, nu am învățat niciodată și nici nu mi-e interesant când încep să citesc teorii, pentru mine nu e interesant. Eu încep să văd când am în mână pânza, dantela, dantela croșetat manual, care e atâta bogăție, poartă în atâtea gânduri frumoase de la omul care a croșetat -o. Și asta mi-a dus cea mai mare plăcere când eu le lipesc așa. Eu nu pot să fac după croi, eu nu pot să desenez, niciodată n-am desenat și cred că pe asta e minire, de asta și îmi reușește. Ți a întâmplat vreodată să fie acuzată de plagiat? De plagiat nu. N-am fost acuzată. Au fost momente când eu am fost copiată. Eu am uh, oameni pe care îi admir din această lume uh -huh. uh, și încerc să nu îi urmăresc ca să nu mi se lipească vreun detaliu și cumva fără, fără gând să l implementez în ceea ce fac eu încerc să construiesc rochia din interiorul meu, dar bineînțeles că croielile nu le poți inventa într-una diferită. cu toate că noi facem experimente de tot felul, tăiem pânza cum ne place nou și atunci este ceva diferit decât ce se produce. Dar am avut invers când eu mai n-am acuzat. Și Şi faptul că ești plagiată, asta nu înseamnă bun. Înseamnă că ce da. creezi, tu place. Pe atât de mult place încât cineva n-are o jenă să reproducă asta știind că poate să fie asemănat 100%. Dar tu ce ai făcut când ai simțit că uh. modelele tale... Eu am aflat întâmplător, cineva mi-a trimis poze cu rochia ca și eu am văzut că nu este rochia mea. Am deschis pagina să văd și am văzut o pagină creată nouă pe care erau modelele copiate unul la unul de la Casa Eu am scris un mesaj, am început să urmăresc doamna în cauză, vedeam că în fiecare zi este pe pagină în toate istoriile să vadă prima ce se face, cum se face. Am avut mesaje de la ea, precum că vrea să cumpere o Rocky și să arăt poze din toate părțile rochie, are buzunar, nu are, dacă cum e la spate, dacă cum e în față. Și i-am scris un mesaj și i-am zis că mă bucur enorm că atât de mult i-a plăcut, că niciun detaliu n-a putut să-l omită, dar o încurajez să creezi ceva al său, cu uite s-a inspirat și acum poți să găsești, că o să găsești în interiorul tău, dacă tot îți place asta, dar creează ceva al tău. La care am primit mesaje urâte înapoi, eu mă părnesem în judecată, înapoi au fost uh, mesaje de amenințare chiar și a copiilor mei și la un moment dat mi-am dat seama că pierd energia, în această direcție și mi-am dat seama că va trebui să alerge din urma mea și să stea doar pe pagina mea ca să vadă ce mai fac și niciodată nu o să mă ajungă din urmă, pentru că în acel moment la mine a apărut o altă idee de a face cu totul altceva uh -huh. și mai special și m-am retras. Nu am uh, dat -o în judecată, cu toate că uh, eu aveam deja drepturi de autor pe anumite modele de rochie înregistrate și puteam să obțin o sumă destul de bună. Amenda este de 150.000 de lei. Dar m-am retras pentru a continua să creez frumos decât să mă duc în partea destructivă și a pierde energia cu un om pe care știam că nu o să-l opresc. Și până la urmă ce ai? Ai blocat-o? Nu am blocat-o nicăieri. Ea există? Ea te urmărește? Da, Ea continuă da. să copieze? Ea copiază alte branduri din alte țări. Până la urmă a ajuns, cred că am mai vorbit cu mai multe lume uh, și am transmis mai multe mesaje, uh, dar doar de a înceta. Eu am vorbit, cred, destul de frumos și corect. N-am amenințat și nu am mers pe căi destructive. Și eu, pur și simplu, m-am retras crezând, dar să știi că asta și e o marf ceilalți când tu nu reacționezi. Asta îi face să îi debalancează. De de dar pe cine admiri tu? Chiar dacă nu urmărești, ca să nu se lipească vreun mesaj de tine. Cine sunt oamenii care fac frumos și pe care tu îi urmărești? Să i urmărim și noi. S -ă, nu, îi admiri dar da. să-i urmărim și noi. Păi voi toți o urmăriți, pentru că prima a fost, știi, de la care m-am inspirat și îmi place enorm de mult Valentina Vidrașcu. Și, sincer, să zic, de câte ori mi se numerește o lucrare de a ei, dar îmi doresc să o dor pe partea cealaltă să văd, dar eu știu sigur că acolo e impecabil făcut și mie îmi trebuie încă mult, multă muncă ca să ajung până acolo. Dar nu fac asta, nu mă uit ca nu cumva să fiu <sus> învenuit că urmăresc. <sus> și în afară de Valentina? Chiar și nu de la noi. Uh -huh. Uleana Serchencu. Uh -huh. uh, nu pot să zic că uh, este son de flor, tot cu in. Din țările baltice. Da. Uh -huh. uh, și uh, mai departe nu mă uit. <sus> Mulțumesc pentru întrebare! Astăzi, datorită internetului, calea spre visele noastre este mult mai scurtă. Învățătura de alternativă sau cursurile digitale ne oferă posibilitatea să ne împlinim multe din aceste vise neieșind din casă. Dacă și tu visezi la o cămașă tradițională autentică, aderă la comunitatea Maestria, cumpără cursul lor de coasere a unei cămași tradiționale și mândrește-te cu realizarea ta. Natalia Matiescu și sunt vrutăreasă. Ei asta e o stare. O stare care nu se compară cu nimic altceva. Eu prefer să fie foarte liniștit când, când Cosia și uite când tu trăiești starea asta, tu simți că se, se încetinește, parcă se oprește timpul și tu îți auzi glasul interior. Atunci îți auzi glasul interior, când nu ești sustras, nu te grăbești nicăieri. eu până acum am uit la ei și eu nu înțeleg cum eu am cusut -o. Deci eu am uit, acum văd și nu-mi vine să cred că eu asta am făcut. Parcă, eu, parcă nu eu am făcut, știi? Pentru că inițial îmi părea atât de complicat, atât de complicat, dar parcă, uite, fir cu fir, și parcă se leagă și parcă nu se să crezi că asta tu faci. Și asta, e, asta e extraordinar, o senzație și o emoție. De fapt, este o emoție care va rămâne, cred că pentru mine, pentru toată viața cum nu pot să uit că am născut copii sau așa nu pot să uit că am rădat, am cusut această ie. Eu știu cum înțeleg cuvântul resursă, reîntoarce la sursă. Adică pentru mine asta a fost o, o vindicare, da? Prin aceea că m-am întors la o sursă, parcă am avut conexiune cu rădăcinile mele. Atâta cât noi pierdem această conexiune, noi pierdem toată, toată viața, toată înțelepciunea și toată experiența strămoșilor noștri care ei au avut-o până la noi. Deci noi ne desprindem total de această mare, mare, mare experiență care s-au construit prin multe, multe vieți. Maestria pentru mine se asociază în primul rând cu comunitatea pe care a creat o stil în jurul ei, cu toate bogăția pe care o aduce, valorile care le aduce, le readuce la viață. Pur și simplu e o muncă enormă, e o muncă enormă și admir, admir grupul Maestria. Eu țin minte acea, acel bal al brazilor în care noi am zis, hai Oxana, prezintă-ți colecția. Într-adevăr, era o colecție de catifea. Eu și astăzi am două chestii de atunci. Era vorba din accesoriu de păr pe care eu îl țin în cutie și chiar dacă n-am avut ocazia niciodată să-l mai îmbrac, să-l mai port de atunci, acel accesoriu pentru mine poartă atâta valoare estetică pentru că este foarte frumos executat încât eu zic, băi, o să vină timpuri în care cineva din urmașele mele o să se bucure să primească o asemenea zestre. La fel, ținuta din catifea. După care lumea te-a descoperit și tu ai început să prinzi avânt. Vreau să te întreb la nivel de modă locală, pentru că tu mai ai apariții la aceste fashion show-uri care se fac. Cel puțin așa era înainte, nu mai știu eu, acum. Știi, eu am intrat recent într-un magazin de modă locală cu scopul precis să-mi aleg o rochie. Eu n-am putut să-mi aleg. De ce? Uh, Mass-market-ul mă descurajează. Uh, am avut așa, un, un, mi-am oprit privirea pe Ludmila Storojuc pentru o secundă, că avea ceva foarte drăguț. Admir foarte mult ce face Iulia Efros îmi plac, ce, ce, fac aceste două fete minunate care nu știu dacă mai creează acum sau nu, spunem tu, care au câștigat ramuri. ramuri. Nu le-am mai găsit în magazin. Iulia e frost și a retras colecția din, uh, din magazin. Hainele ei poți să le găsești doar la ea dacă te adresezi. Uh, care e problema că mass market-ul ia Iată, e la nivelul la care este în momentul acesta. Cum, cum, cum caracterizezi tu? Nu există cerere pentru ceva mai sofisticat, mai de bun gust? Sau asta este prea scump și publicul, per general, publicul nostru, nu are buzunarul care să-și permită asemenea ținută? Nu, eu cred că e destul de acaparată această piață de rechinii care produc și dețin aceste companii care produc mass market și nu cred că pot să le, nu știu. În care an va fi posibil să aduci la slow fashion și să înțeleagă mult mai multă lume ce înseamnă asta, dar cerere pentru ținute alese este și la noi în Moldova. Eu sunt un exemplu, pentru că se consumă foarte mult ca sandruța și sunt la etapa când nu reușesc să produc atât cât se cere. Uh -huh. Dar trebuie și, să reușești să produci că Și eu nu vreau să fac asta, chiar dacă am sfaturi de a mări producția, de a pune o linie într-o fabrică sau eu nu îmi doresc asta, eu vreau să rămân la ceea ce fac acum, pentru că asta își va pierde valoarea. Dacă voi trece la o, a, un alt tip de producere și de... Acum fiecare rochie trece prin mâinile mele. Fiecare nasture și fiecare cusătură e văzută de mine și eu știu exact ce dau publicului și mi îmi place să pun mâna pe ele și să le transmit mai departe. Și nu mi imaginez să fac cineva munca asta în locul meu, însă și vânzarea și comunicarea cu purtătoarea, cu femeia care cumpără. Eu am încercat, dar nu, nu mi-a plăcerea asta. Eu nu vreau din asta să fac bani. Eu vreau să-mi să, urmez, să trăiesc visul. El o să crească. Eu chiar ziceam, eu uh, am multe vise și eu am mare noroc ca visele mele să se realizeze. Și... Tu numești asta noroc? <laughs> Norocul ăsta în spate are multă muncă. Și eu visez și știu sigur că va veni o zi când Casandruța va fi într-un outlet, nu outlet, în, uite cum în în, 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 în gările aeriene, cum se zic. Uh -huh. Da, și să treci exact cum sunt brandurile mari și să fie să fii primit, să zici, a, dumneavoastră, sunteți ca, clientă Casandruța și aveți o primire excepțională, poftim, veniți, Tu vizualizezi ne? chestia da, asta în viața da, da? da, Și eu știu că o să ajung acolo. Și că asta va fi, și nu vreau, de acolo am pornit că nu vreau să-mi schimb uh, modalitatea de a produce. E, e cerere mare, dar uh, eu încerc să lucrez cu acei care respiră exact cu cei ce respir eu. Și asta e frumos. Pentru că Casandruța este un brand care are niște valori. Dacă ar fi acum în fața unui consultant în marketing, să-i spui, uite, Casandruța este asta. Ce este Casandruța? Mm. Niciodată nu mi-am pus întrebarea asta. Ce este Casandruța? Casandruța este libertatea feminină. Este exprimarea unei femei. Este Casandruța sunt eu, cum sunt eu. Nu știu cum să exprim toate m-am pierdut în răspuns. Ca să chiar pe bune ești tu, pentru că, din câte știu, așa vei fi și în acte. Da. Da, tare îmi doresc și asta se va întâmpla curând. Și iarăși este, a fost un moment când am zis, asta e, uite, asta sunt eu și asta vreau să fiu. Când am ajuns să schimb numele, nu mai suna un alt nume în urechi decât ăsta. Exact a fost așa și cu numele brandului, pentru că eu deja aveam rochii și nu aveam denumire, dar eu fiind ca Sandruța acasă, surorile și mama mă numesc așa, nu găseam nimic decât ăsta. Și chiar dacă știam că va trebui să muncesc mult și am muncit mult la acest nume, pentru că se confunda cu haine pentru copii, pentru că este acest diminutiv, sau spuneau casa Andruța sau Casa lui Druță, sau cum vrei, când au ajuns să înțeleagă că e Casandruța de la Casandra. Și așa și s-a întâmplat acum, și cu numele, când am ajuns să schimb actele, mi-am dat seama că nimeni nu mă cunoaște. Mă cunoaște ori Oxana Munteanu, ori Oxana Casandruța, la toți în telefon sunt scrisă Oxana Casandruța. Și a fost primul care mi-a sunat. Deci Oxana Munteanu nu va mai fi Oxana Munteanu. Nu, nu nici nu este deja. Trebuie să anunțăm toată lumea să-și schimbe numele în, în telefon. Numele, da. numele, tău în telefon. La mulți deja așa și era. Chiar și la mulți prieteni și apropiați care mă, știu de, mă știau de Oxana Munteanu, tot Oxana Casandruța era. Și da, acum asta și fac când vorbesc cu cineva, îi rog să-și schimbe în telefon numele Oxana ca Casandruță. Eu mai rar am întâlnit femei care să vorbească cu atâta lumină în ochi despre divorț. <laughs> eu, 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 eu tare mi-am dorit acest lucru. Eu am mers mult spre asta, nu am avut curajul de la început, dar a fost momentul când am înțeles că asta îmi doresc și asta am făcut. A fost dorința mea și la inițiativa mea. A, ai, fost, ai avut momente în care să spui că mi-e frică să că nu mă voi descurca? Nu. Nu am avut pentru că eu am fost singură în între cum? În întreținerea mea, deci eu m-am întreținut singură pe mine, eu mi-am făcut banii de la bun început singur. În toată perioada căsniciei eu m-am descurcat pentru mine și pe jumătate pentru copii și știam tot timpul că pot și că îmi va reuși și nu, asta nu a fost o frică, că nu voi reuși. Nici pe secundă. Uh, A ezitat din cauza că te mierce gura lumii? Da. Da, pentru că erau așa discuții. Ce va zice cela, ce va zice mama, ce va zice prieteni, ce vor zice prietenii și tot așa. Asta m-a ținut mult timp, crezând că le fac rău celor apropiați. Dar familia mea, cunoscând-mă foarte bine, m-au susținut și au acceptat, cum am zis și mai devreme, că deciziile mi aparțin, eu o mi asum și eu mi-am asumat această decizie și acest pas și când a venit ziua când am prins, când am înțeles că asta e ceea ce vreau eu. Cătălin Lungu aici în emisiune a îndrăznit să spună că nu își dorește copii. Că el nu are nevoie, că el este bine mersi într-o relație, și am văzut foarte multe comentarii de oameni indignați. Cum? Cum îndrăznești tu să-ți imaginezi să fii fericit fără să faci copii? Copiii sunt florile vieții, copiii sunt sursa de inspirație. Acum vreau să te întreb pe tine, o femeie care alege, conștient, să nu respecte acest format social că fericirea este doar în cuplu, că fericirea este doar în familie. Uh, tu, tu, tu crezi în împlinirea femeii fără ca să, să fie în această schemă neapărat și bărbatul sau partenerul de viață? Da, și eu asta văd că e posibil și uh, la noi în societate este o regulă de a judeca și de a crede. Cred că așa am fost învățați, că familie, să fie toți împreună, copiii cresc fericiți doar când este mama și tata, dar uh, acum îmi dau seama că nu este așa. Atunci când într-un cuplu nu merge, copiii asta văd și simt. Eu uh, am trăit în copilăria asta și uh, țin minte ce îmi doream atunci și că îmi ziceam că nu voi răbda și nu voi tăcea și nu voi face așa, cum a făcut mama. Când am ajuns să mi se întâmple niște lucruri de neînțelegeri vorbesc. Mm -hmm. uh... Asta era, se clădea uh, drumul spre divorț pas cu pas. Nu este înțelegere, nu avem aceleași valori, nu putem convețui, uh, păi asta doar distruge uh, copiii pentru că traumea oricum rămân. Și în cazul meu uh, e bine că ai noștri copii au înțeles că noi suntem maturi, că ne dorim să trăim separat și au acceptat decizia noastră și au primit-o cu bine chiar dacă ei încă sunt mici, 10 și 12 ani. Uh, și m-am bucurat, bineînțeles. Să gestionezi o dita mai bogăție cum sunt copiii care se aleg dintr-o familie deja când părinții sunt separat. Este complicat? Uh. E complicat atunci când te bate dorul când copiii sunt la tata, dar nu ai cum în cazul când se decide că rămân copiii să comunice și cu mama și cu tata. Deja mergi conștient spre asta și din start știam că așa va fi și încerc să-mi alin și să petrec cu ei atunci când sunt la mine și simt că e mult mai calitativ acest și știi timp. că aud asta foarte des de la cuplurile divorțate, că anume după divorț, în sfârșit, oamenii încep să petreacă mult mai calitativ timpul cu copiii. Da, și pentru că le simți lipsat atunci când sunt plecați și când revin e dorul ăsta și n-aș zice vina, însă-și dorul și că vrei să mai prinzi timp cu ei, că uite, iarăși o să plece. Și e mult mai prețios pentru mine pentru că eu mă obiciuiaam pe mine că nu sunt o mamă bună, când eram o familie, toți. Nu acordam atât timp cât credeam că e nevoie pentru copii și tot timpul mi se părea că nu mi ajunge timp să stau cu ei sau că am obosit să stau cu ei și să petrec și să mă duc și acolo și acolo și acolo. Dar acum îmi dau seama că. E prețios să-i ai lângă tine și să. poate nu în fiecare zi, dar mult mai calitativ timpul. Și ce stai. faceți voi când vă revedeți după ce au fost la tatăl lor? Cu ce vă ocupați? Noi acum am început să. am îndrăgit plimbările. Eu nu mă plimbam până acum. Acasă, la muncă, acasă, la muncă, la școală și. La, după produse și atât și îmi părea că nu mi-ajung puteri să mă duc la plimbare. Însă acum avem atât de mult timp și am explorat toate parcurile din oraș și am descoperit atâtea locuri frumoase. și Dar pur și simplu să stai cu ei afară, o plimbare până în parc și înapoi și deja e și comunicare, multă comunicare cu ei. A dormit împreună. Ți-a fost greu să le comunici că părinții divorțează? Noi le-am comunicat doar după ce am obținut divorțul, cu toate că ei înțelegeau că eram deja de câteva luni separați și simțeam că ei așteaptă să audă asta de la noi. Și da, noi am făcut un consiliu, ne-am așezat la masă și am anunțat că da, și a trebuit să fac asta eu pentru că decizia mea a aparținut mie, eu am decis să merg la divorț și am avut emoții în acea zi neștiind cum vor reacționa și iarăși din cei ce am auzit că trebuie să le spui pe rând, ca nu cumva unul să ia emoțiile celuilalt, că va începe unul să plângă și celălalt, o să înceapă să plângă și el. <coughs> și dar tot și am de ce să le spunem împreună și mesajul meu a fost că noi suntem maturi și am înțeles că avem valori diferite, că ne place să trăim uh, diferit, și a fost decizia mea, dar împreună, a fost dorința mea, dar împreună am decis că vrem să trăim aparte. Și copiii, uh, spre marea mea mirare, au reacționat uh, bine, uh, într-un fel s-au bucurat că au două case. Uh, dar Robert chiar a zis că e mai bine așa, pentru că el avea foarte mari emoții când noi ne certam. Și de asta era evident, tot timpul simțeam cu mari emoții. Cât n-ai vrea să ascunzi când nu merge într-un cuplu, asta oricum iese. Nu poți să... Certurile se simt, chiar dacă și nu vorbești, copiii simt neînțelegerea între părinți. Știi, atunci când noi suntem trecute de un 20, noi foarte tare vrem să ne și îndrăgostim, să ne găsim parteneri, să ne mărităm, să facem nuntă, să purtăm rochia albă și cercei să fie anumit de ce. Mai pe scurt, totul este foarte idilic. Trecem de 40 și începem să înțelegem mai multe lucruri și acum că tu ești cumva proaspătă trecând prin această experiență de, de viață, vreau să te întreb, iată acum, atitudinea ta față de îndrăgostire, față de o eventuală îndrăgostire, față de o eventuală relație, pentru că nu, deseori ne spune numai să nu rămâi singur la bătrâneț. Eu singur la bătrâneț o să trăiesc într-un castel unde să am gâști, răț, și o să aștept vizitatorii, o să am un muzeu mare și odată în săptămână joi, de exemplu, să am ușile deschise pentru lumea de afară. Nu mi-e fric să trăiesc singur la bătrânețe și mi se pare că o să-mi fie foarte bine pentru, cum ți-am zis, eu să așa o fire mai introvertă și care îi place să stea singur cu sine. Și, dar în dragostea la trebuie să fie. Deci tu lași ușa asta deschisă, pentru că în da, ea e dragosteală în prima perioadă. Pe urmă, tu trebuie să gestionezi o relație din nou, uh, să împarți griji, bugete și odată ce ai trecut prin asta deja și înțelegi cât ai de anevoios, parcă se mai diminuiază din entuziasmul ăsta de a te mai îndrăgosti și ați mai asuma din nou o relație. Și fără asta nu poți trăi. Asta tot îți ridică aripile, te face să... Fii mai luminos, mai. Uh, e bine și. și e, emoțiile astea sunt emoții prețioase și valoroase. Uh, experiența prin care treci tu acum, cât de mult te-a afectat pe tine în creație? Tu ai avut zile în care veneai la muncă și spuneai, mi se lasă mâinile, eu nu pot, eu. Sau, din potrivă, ca să înțelegi. Era locul. un refugiu. Uh, nu pot să zic că am creat din uh, nefericire, dar era casa unde eu mă simțeam bine. Și asta m-a salvat pentru mult timp, pentru că uh, eu de mult timp răvneam să fiu singură și uh, probabil, nu știu, uh, nu, cu siguranță uh, Casandruța m-a salvat. Uh -huh. Până am prins eu la curaj să fac pasul de a mai elibera. Ce faci tu ca să te menții în această formă bună? Pentru că eu nu te țin minte altfel. Tu ai născut trei copii. Tu ai tot dreptul să mai pui niște chile pe undeva și să nu trebuiască să te justifici pentru ele. La nivel de alimentație, la nivel de mod de viață, ce faci tu ca să menții în această formă? Pentru că eu nu știu cum ai putea tu să fii o ambasadoare a, a ceea ce creezi. Eu cred că inclusiv asta te, îți cere o anumită disciplină de viață. Eu mănânc foarte puțin și foarte haotic. Ce înseamnă foarte puțin? Pot să nu, eu nu iau micul dejun, doar cafea și pot să mănânc seara. Și nu simt foame, doar dacă îmi place să mănânc gustos și îmi place să te urmăresc pe tine și să răsfoiesc cărțile de bucate, dar eu nu gătesc și probabil asta mă și salvează ca să nu mănânc și e un fel de cum ține lumea special foame, uh -huh. așa se întâmplă la mine natural, că eu nu mănânc, nu, nu simt foame și uite că și mănânc foarte puțin. Tu nu faci sport intens, exerciții cardio? Nu, diete. Eu am făcut pilates câțiva ani buni, am avut o pauză acum, dar o să revin pentru că e ceva ce mi-a schimbat chiar dacă ești slab, dar îți tonifică mușchii, ai o altă postură, ai o altă... Uh, spirit din interior vine, ești cu o energie de acolo. Și o să revin la Pilates. Altceva, merg rapid. Iată ce mă mai salvează. Pentru că ești ce ușurică, ți este ușor să mergi rapid. Și munca eu, dacă chiar ziceam că aș dormi la Casandruța să simt cum e noaptea acolo, și dacă aș putea aș trăi, un alt vis de-al meu este să am Casandruța la parter și eu să trăiesc la etaj și să fiu 24 din 24 aproape de casă care mi-a aduce atâta bucurie. E, asta se va realiza cu timpul. Mi-e vine acum pe limbă cuvântul vrăjitoare. <laughs> tu te-ai gândit vreodată la asta? noi toți suntem vrăjitoare dacă știm să găsim în noi acea putere și să o gestionăm. Care e atitudinea ta față de industria frumuseții, față de procedurile de întinerire, invazive și mai puțin invazive? Ce ai decis tu pentru tine? Eu am avut câteva proceduri de genul dat, dar cred că se vede că e foarte puțin invaziv cât eu încerc să mi îngrijesc corpul și fața, cât mai natural, deci sistematic. Îngrijirile de rutină de dimineață și de seară. Gen creme, masaj? Crem, da, cremă, uh -huh. demachiere seara, o cremă hidratantă, dar tu nu ești de machi... exagerat. Tu ești, ești din casă nemachiată? Da, da. Uh -huh. Da, mai, cel mai des aplic doar fondul de ten. Foarte rar mi-aplic cei ce vedeți azi pe față. Uh, și mă simt foarte bine așa. Dacă pun mult machiaj, nu mă simt bine. ți a sugerat cineva, Oxana, hai că e timpul să faci niște injecții, că știi cum ani vârsta. Uh. Adică mi-a mi sugerat lumea și eu sunt curioasă dacă, mai, dacă tu Reușești să te simți bine după ce le spui oamenilor că tu nu ai nevoie de asta? Da, eu am avut proceduri mult mai devreme, pe la 30, nu știu de ce le făceam atunci, dar bine că au fost. Am făcut niște corecții de niște asimetrii pe față. În rest, eu, azi și acum, pot să zic foarte tare cum mă simt foarte bine cum sunt și pe zici trece. Fiecare rid te bucură, nu știu de ce, dar eu. E o altă etapă. Dacă mai devreme mă gândeam că o oh, riduri, cum o să fii și, dar azi mă simt foarte bine cu toate pe care le am. Și nu cred că noi trebuie să ne îngrijim. Nu trebuie. Dacă simți că asta îți aduce plăcere, o faci. Dar totul vine din interior, cum te simți tu de acolo. Că restul nu contează, că dacă tu mai energie bună și zâmbet și fericire și bucurie, restul doar amplifică această bucurie. Se vede pe față că omul e bucuros și bine așa cum este. care cuvântul care acum caracterizează ce ai tu pe interior? Uh. Tot primul vine libertate, nu știu de ce. E tare interesantă viața asta. Noi venim din libertatea pe care ne-o dau părinții când ne dau drumul în viață. Noi căutăm această libertate să o îmbrăcăm în niște rame de relații, căsnicie, copii. Și la un moment dat noi vrem să ne recapătăm această libertate. Tu crezi că poți să simți liber într-un cuplu, într-o căsnicie? Eu nu am întâlnit așa oameni. <laughs> um, la cât de aeriană și de poveste ești tu, vreau să te întreb, tu urmărești știri? Tu ești la curent ce se întâmplă în jurul tău, în țara ta? tu Ții pas cu evenimentele? Țin, dar știi că nu foarte aprins. Uh -huh. Încerc să fiu la curent cu ultimele știri, dar oricum eu am cumva lumea mea din care ies câteodată așa, este o portiță pe care o deschid și mai ies. E bine să știm tot ce se întâmplă în jurul nostru, altfel nu ai cum să mergi înainte. Ți-e ți -e frică de faptul că țara în care tu ai decis să revii, cu toate neajunsurile ei, dar pentru tine fiind cea mai dragă și care are destul de mari șanse la o distanță de un șapte, zece ani să devină o țară mai civilizată, Ți-e frică de la gândul că, pot, că oamenii ăștia care fac atâta zgomot și atâta gălăgie și vor să ne arunce înapoi, ar putea să câștige această bătălie. Bineînțeles. Pentru asta cred că trebuie să fiecare să-și asume, să fac un mic pas spre a proteja de răul care ni se poate întâmpla. Uh -huh. Atunci când s-a întâmplat, a început războiul din Ucraina. Gându-te, care a fost? Bagajele și căutăm pace sau eu de aici nu plec? Primul, bineînțeles, că a fost bagajele pentru copii. Era și un plan făcut cumva ca să plecăm separat, cu toate că mult mai devreme, când am făcut medicina și am devenit apt combatant. Și ne s-a spus că am făcut catedra militar, și ne s-a spus că în caz de război sunteți primii care sunt luați, atunci ziceam că voi rămâne. Probabil impresionată de filmele pe care le văzusem în copilărie, că trebuie să stai să salvezi, faci. Nu știu acum. Cum e frica pentru copii? Că dacă ar fi să-i să salvez pe. Copii știi să plece, să rămâi aici, să lupți, dar nu știu în care direcție. Cred că la noi e atât de plutește că e foarte complicat. Uitându-te la activitatea ta pe rețelele de socializare, rămâi cu impresia unei moldove rupte din carte câmpii de trandafiri, levântică, uite aici un spumant, uite aici cu coanele s-au adunat. Tu scoți uh, în comunicarea ta pe Casandruța o parte a Moldovei mult prea frumoasă. Ți nu -o frică că tu cumva induci oamenii în eroare, că de fapt satele noastre sunt pline de râpi de gunoi. Drumurile noastre sunt destul de stricate. Este destul de multă răutate la nivel de comunicare între oameni tu ce faci ca să te detașezi de partea asta a Moldovei? Pentru mine e foarte dureros când văd mult mai mult negativ ce este în țară. Mi-ar place să fie o balanță ca să, ca să arăți și frumosul și ce se întâmplă și ce ar putea fi frumos și la ce putem contribui ca să îmbunătățim. Și poate asta și m-a dus în direcția de a arăta ce e frumos. Uh, am mai avut tentative de, de a scoate câte ceva ce nu merge, și, dar uh, eu, -am, eu nu am hate pe cei ce fac eu. Dar anume la aceste detalii începea lumea să zică că ah, m-am dezamăgit. Uh, uite că iată să începi să arăți ce, ce e rău și uh -huh. te duci în direcția răului. Asta nu înseamnă că te duci în direcția răului, că vrei să faci schimb spre bine. Doar că mie această latură mai greu mi se dă. Eu te urmăresc cu drag pe tine și mă bucur atunci când... Și să știi că am făcut și eu cu copiii mei să strâng noi de prin parcuri. Nu am făcut să arăt asta. Dar te urmăresc pe tine și mă bucur că mi-aș dori să pot să fac și eu ca tine. Să lucrez mai mult la această latură de a de a învăța oamenii să ia exemplu și să fac la fel, atunci vom avea acea Moldova frumoasă pe care eu o arăt, arăt doar latura frumoasă. Știi că eu, de exemplu, și la foarte mult creatori de modă, am văzut deseori luare de poziție civică față de mișcarea metu, față de mișcarea uh, Black Lives Matters, chiar și față de politică. De exemplu, ce se întâmplă acum în Statele Unite ale Americii, sunt foarte multe personalități care iau poziție civică vocală. Că fiecare ce face în ograda lui, evident, noi putem face foarte multe lucruri bune, dar odată ce tu ai o comunitate și ești populară, asta înseamnă că tu poți influența oamenii. Și eu văd artiști mari cu milioane de urmăritori care nu se tem să-și compromită cariera spunând, eu voi vota pentru democrație și pe voi vă chem să faceți la fel, chiar și cu riscul de a se dezamăge apoi. Tu ce crezi despre asta? Îmi doresc să ajung să pot să fac și eu asta. Îți dorești? Da, pentru că, așa cum ai zis și tu, având, eu nu sunt atât de popular, niciodată nu am crezut că sunt popular și comunitatea mea e una mică, dar, dar chiar și la cea mică poți să te adresez și mi-ar place să mă învăț, să am voce și să iau atitudine în public, în publicul meu pe care l-am. Uh, poate într-o bună zi, cineva uitându-se la acest podcast va spune mai femeia asta are ce spune altor femei. Iată să o invităm noi ca un speaker despre cum să ai succes în viață. <laughs> <laughs> și tu o să accepti o asemenea provocare. Să vii și să le spui altor femei despre libertate, despre independență, despre curajul de a-ți lua viața în mâini mi-ar place să spun experiențele prin care am trecut, pentru că noi toți greșim, dar greșelile nu înseamnă ceva rău. Exact cum și laptele când se strică, se face chișleac, chișleac. și el e mai bun, știi și tu asta. <laughs> și exact așa și noi trecând prin greșeli, învățăm, e bine să înveți din ele și să devii mai bun și să-ți dezvolți perfecțiunea, chiar dacă eu nu sunt pentru perfecțiune, pentru că cei imperfecți sunt uh, fantastici, minunați și eu aș vrea să mă înconjor cu oameni care știu să se bucure de defectele sale, să le împartă cu ceilalți, să, să te bucuri împreună și să uh, să fii tu însuți, să nu trebuiască să joci un rol și să ții doar o postură și o ținută și să vorbești într-un fel anume. Și uh, cred că mi-ar place să împart din ceea ce aș putea să împart, din ceea ce am trecut eu. Am transmis mesajul. De obicei, eu pe invitații mei îi rog la sfârșit să facă un joc de imaginație. Mie foarte tare îmi place să visez. Și mie îmi place să văd cum se schimbă fața oamenilor atunci când îi provoci să viseze. Și mă amărește foarte tare să văd oameni minunați la care nu funcționează acest buton, care se blochează și spun dar eu nu știu ce vreau eu. Eu nu-mi dau seama care e locul meu peste 10 ani. Ce-am auzit de la tine astăzi este că tu-ți dorești că Sondruța să, să ajungă butică în duty-free-uri, ce mm. aici mi se pare foarte curajos, dar mm. absolut realizabil dacă ești ambițioasă. Ce-am auzit eu este că tu ai vrea să îmbătrânești într-un castel înconjurată de păsărele, floricele, pisici și oameni care o să vină în vizită la tine o dată pe săptămână. Mm. Mai este ceva ce vrei să adaugi la un vis al tău care nu e așa de departe, 10 ani. Uh, aș vrea să adaug, iată, acum mi s-a dezvoltat uh, aceasta că acel castel l-aș vedea într-o Moldovă frumoasă, unde e uh, un, un conac pe care l-aș restaura și aș face acolo casandruță și aș locui acolo și aș deschide porțile pentru vizitatorii din afara țării să vrea să răvnească, să ajungă în Moldova ca să ajungă la acest castel. Dar până atunci să reușim să construim Moldova frumoasă cum o arătăm noi în poze. Tu crezi în asta? Asta e posibil. Și da, eu cred. Uh, cel mai... Uh, năstrușnic ce vise se realizează. De ce asta nu poate să fie realizat. Dar e un vis năstrușnic pentru tine? Uh, nu, eu deja și sunt în căutare de locații care ar putea deveni. Uh, nu e nimic imposibil. Uh, știi cum se zice? Până între pe acest, până prinzi valul, nu știu cum să-i explic. Dar odată ce l-ai simțit, gata, tu ești acolo. Și odată ce ai închis ochii și ai vizualizat te simți acolo? Asta deja a început să-l creeze. Mai mult de atâta optimism nu știu dacă putem transmite. Amin, Oxana. <laughs> Mulțumesc mult! A fost bine. A fost minunat. Mulțumesc pentru întrebare. De -a ascultat când mâinile sunt ocupate și mintea liberă.